Președintele clubului CSM Craiova, Sorin Manda, este mulțumit de rezultatele din 2013. Au fost înregimentați sportivi de calitate în perioada recentă, printre care se numără și cunoscutul triplu saltist Marian Oprea. De asemenea, în perioada recentă a fost organizat și un campionat național de box, iar CSM are în vedere să aducă pentru anul 2014 mai multe competiții de nivel național în bănie. Politica clubului, în viziunea lui Manda, este simplă. Craiova nu mai are voie să piardă sportivi de valoare la nivelul seniorilor. Cele mai frumoase momente sau cel mai frumos moment din 2013 îl consider participarea lui Marius Ionescu la campionatul mondial, la cea mai grea probă, la maraton. Dacă este să vorbesc de momente mai puțin plăcute, chiar nu-mi vine absolut în minte. Toți sportivii pe care am avut angrenați în competițiile naționale au câștigat medaliile pentru care eu scontam. Nu pot să vă spun un moment mai puțin plăcut din anul acesta. Manda este bucuros că a mai salvat și secția de hipism de la club. Pentru 2014, descentralizarea poate influența și sportul, în opinia sa. Obiective pentru 2014 sunt cele care ne-au consacrat până acum clubul sportiv municipal Craiova. Ne dorim, odată cu venirea lui Marian Oprea, să luăm și o medalie la campionatul european de anul viitor. O urare pentru telespectatori. La mulți ani! Secția care aduce cele mai bune rezultate clubului oltean rămâne în continuare atletismul.